Bună seara, dragi copii! Păcălitorul uitat acasă. Odată, păcală stătea la marginea unei păduri și se gândea ce să mai facă. Pe când se uită pe drum, vede venind spre el o trăsură. Repede ia un trunchi mare de copac și îl ridică cu un capăt drept în sus. În trăsură erau boierul cu coana și vizitiul, care mâna caii. Boierul, văzând pe păcală, spuse vizitiului să oprească trăsura și zise: "Bună ziua!" Păcală răspunse: "Mulțumim! Dar ce faci aici? Da apoi cu coane! Ia! Am pus și eu lemnul ăsta să se odihnească o lecuță, ca apoi îl duc acasă. Dar dumneavoastră, unde vă duceți? Am auzit de unul păcală care păcălește oamenii și mă duc să-l găsesc și să mă păcălească și pe mine." Păcală zice boierului: "Nu vă mai duceți cu coane mai departe, că eu-s păcală, dar acum nu pot să vă păcălesc, că am uitat păcălitorul acasă. Dacă voi să vă păcălesc, mă duc până aici în sat, de acasă, să-mi aduc păcălitorul și apoi am să vă păcălesc." "Cu coane, ține lemnul bine să nu se clatine nici într-o parte, că eu vin îndată." Se dau jos cu coana și vizitiul. Boierul ține cât ce poate trunchiul să nu se clatine. Păcală se suie în trăsură și pe aici ții drumul, se lasă amurgul, se face noapte. Păcală nu mai vine. Stau ei așa toată noaptea și a doua zi până după amiază. Iată că trece un om pe acolo. "Bună ziua!" zice omul. "Bună ziua!" îi răspunse boierul. Dar ce stați dumneavoastră acoalea?" Boierul îi spune omului că ține copacul în picioare până ce a venit păcală de acasă cu păcălitorul să-l păcălească. "Mi-a spus că vine de grabă cu trăsura și nu mai vine." Atunci omul zice boierului: "Da, apoi cu coane, nu-i destulă păcăleala asta că s-a dus cu trăsură și cu cai cu tot?" Noapte bună, dragi copii, și vă așteptăm și mâine la poveștile Măriucăi.